Astăzi intră în vigoare legea care reglementează starea de alertă adoptată săptămâna trecută de Parlament. Documentul conține măsuri de limitare a răspândirii noului coronavirus, dar și sancțiuni pentru cei care nu respectă regulile stabilite deja de autorități. Astfel, cei care nu vor purta mască de protecție care să acopere gura și nasul în spațiile publice închise sau în transportul în comun pot primi amenzi între 500 și 2500 de lei. Aceleași amenzi sunt sunt prevăzute pentru încălcarea restricțiilor de circulație, dar și pentru participarea la mitinguri, concerte în aer liber, procesiuni, manifestări culturale sau slujbe religioase în spații închise. Cei care organizează astfel de evenimente interzise în starea de alertă riscă amenzi de până la 15.000 de lei. Încălcarea izolării la domiciliu sau a carantinei se sancționează cu amendă între 1.000 și 5.000 de lei. Tot de astăzi, cei care merg în afara localității sunt obligați să aibă asupra lor o declarație pe proprie răspundere în care să fie precizate motivele deplasării. Totodată, declarația pe proprie răspundere poate fi scrisă și de mână cu respectarea elementelor din formularul tip dat publicității. Dacă este parcurs același traseu timp de mai multe zile, poate fi modificată doar data. În perioada stării de alertă, românii vor putea circula în localitate, dar și în zonele metropolitane metropolitane, fără a avea asupra lor declarația pe propria răspundere. Din zona metropolitană fac parte localitățile aflate pe o rază de până la 30 de kilometri față de principalul oraș. Declararea stării de alertă nu mai restricționează deplasarea persoanelor de peste 65 de ani. Acestea pot părăsi domiciliul în orice interval orar doresc. Rămâne însă valabilă recomandarea de a limita pe cât posibil deplasările și de a evita locurile aglomerate mai ales pentru persoanele din categoriile vulnerabile, pentru a reduce riscul infectării cu noul coronavirus. Începând de mâine, toate instituțiile implicate în asigurarea regulilor de către instituții, companii, operatori, cetățeni, vor fi pe teren și vor asigura respectarea legii.